Vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Vechiul Testament, în Cartea 2 Samuel, capitolul 12. Cartea 2 Samuel, capitolul 12. Vom citi cuvântul Domnului de la versetul 9 și până la versetul 25. 2 Samuel, capitolul 12, de la versetul 9 și până la versetul 25. Este cuvântarea pe care o ține lui David, prorocul Natan, care spune: pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul, ai luat de nevastă pe nevasta sa și pe el ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul. Așa vorbește Domnul: iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia, care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia, căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit pe copilul pe care îl născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit, și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el ca să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. A șaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul, căci ziceau: când copilul trăia încă, i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem: a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: a murit copilul? Și i-au răspuns: a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele. Apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Slujitorii lui au zis: ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci. El a răspuns: când trăia copilul, posteam și plângeam, căci ziceam: cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul? Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâiat pe nevasta sa Bathsheba și a intrat la ea și s-a culcat cu ea. Ea a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. El l-a încredințat în mâinile prorocului Natan. Și Natan i-a pus numele Iedidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim pentru bucuria unui nou început, un nou început de an în sărbătoare la masa ta. Ne rugăm să binecuvintezi momentele acestea de părtășie și ne rugăm ca dragostea și harul Domnului Iisus Hristos să ne strângă pe fiecare aproape de tine și aproape de sfinții tăi. Ne rugăm să binecuvintezi tu cuvântul tău cu cercetarea pe care numai Duhul tău cel Sfânt o poate aduce. Ne rugăm să ne dai înțelepciunea care vine de sus, să îl înțelegem și să fim, Doamne, într-o stare de pocăință înaintea ta, înaintea cuvântului tău. Ne rugăm să binecuvintezi părtășia care ne așteaptă la masa ta și umblarea care ne așteaptă în anul acesta, slujirea care ne așteaptă în anul acesta. Ne rugăm să îți înviorezi lucrarea, să ne înviorezi și pe noi și în numele tău să fie astfel preamărit în tot ce facem. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu stăm la masa Domnului și privim la cuvântul pe care El ni-l aduce și am o invitație pentru dumneavoastră în această dimineață,
o invitație pentru următoarele 5 luni de zile, aproximativ, că mai avem și pauze, mai plecăm, mai venim, mai vin Paștele, mai alte și alte lucruri. Aș vrea să vă invit să locuim în următoarele 5 luni de zile în cartea 1 Împărați. O să zici, frate Ciprian, dar ai citit din 2 Samuel. E adevărat, mai îmbătrânim și eu sunt mai bătrân cu un an anul acesta. Însă introducerea la 1 Împărați, primele 11 capitole, va fi din 2 Samuel, acolo unde pentru prima oară apare pe scena istoriei un om pe nume Solomon. Și în dimineața aceasta aș vrea să avem un mesaj introductiv pe care inițial aș fi vrut să-l amân pentru săptămâna viitoare, că am zis, stăm la masa Domnului, ce treabă o să aibă asta cu Solomon, nu se leagă lucrurile, însă citind și recitind viața lui Solomon și mai ales începutul vieții lui Solomon, Duhul Domnului m-a cercetat că ăsta e de fapt cel mai potrivit mesaj pentru cina Domnului, chiar dacă pentru mintea noastră uneori la început nu face sens lucrul acesta, dar îndrăjduiesc că o să vedeți asta pe parcurs, mai ales înspre finalul acestui mesaj. Aș vrea în aceste luni de zile să ne uităm la Solomon și la epoca de aur pe care a trăit-o. Titlul mare cumva a seriei de mesaje din prima jumătate din Cartea 1 Împărați, ea are 22 de capitole, noi o să studiem doar 11, verset cu verset, este Solomon și epoca de aur, Solomon and the Golden Age of Israel. Pentru că în toată istoria lui Israel n-a fost o epocă, o eră, o perioadă mai faină decât perioada lui Solomon, mai plină de pace, mai plină de aur, dacă vreți, decât perioada pe care a trăit-o Solomon și în care Solomon a împărățit. De altfel, un verset cheie al primei jumătăți din 1 Împărați este 1 Împărați, capitolul 10, versetul 27. Împăratul a făcut ca argintul să fie așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele. Ca pietrele. De-aia este epoca de aur. Pentru că argintul era ca o piatră, fără niciun fel de valoare, și cedrii tot așa de mulți ca smochinii din Egipt, care cresc pe câmpie. A fost realizările economice, sociale, politice, arhitecturale chiar. S-a construit templul de la Ierusalim, minunea minunilor din antichitate, o construcție fantastică. Pe vremea lui a fost pace și liniște. Pe vremea lui David a fost război. Și Spurgeon, uitându-se la contrastul dintre David și Solomon, spunea, așa e și biserica lui Hristos, așa suntem și noi astăzi. Suntem ca pe vremea lui David. Fire pământească, probleme, persecuții, privilegii, ispite, probleme din interior, probleme din exterior, ducem lupte, avem răni, curge sânge, sudoare, e greu, e viața ca pe vremea lui David. Dar așteptăm ca Biserica lui Hristos să vină Domnul Iisus și atunci va fi ca pe vremea lui Solomon. Pace, că așa spune Scriptura, când vine Domnul Iisus Hristos, națiunile pământului își vor face nu arme, ci fiare de plug. Nu se vor bate unele cu altele, ci vor lucra împreună unele cu altele, va fi pace. Isaia 11, chiar și leul va sta și va mânca paie ca boul și va sta împreună cu mielul, va fi o vreme de pace extraordinară. Noi așteptăm, dragii mei, o epocă de aur. Și aș vrea să ne uităm în trecut, la epoca de aur pe vremea lui Solomon, nu doar în trecut, ci să ne uităm și în viitor cu anticipație la epoca de aur care are să vină la revenirea Domnului Iisus Hristos. Nu asta facem și la cina Domnului? Ne uităm înapoi la ce a făcut El la Golgota și ne uităm înainte, în epoca de aur, când vom sta la masă cu El, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Și ne vom bucura de epoca de aur care are să vină. Uneori expresia asta, epoca de aur, este mult exagerată și n-are nicio legătură cu realitatea. Pentru români, epoca de aur a fost epoca Nicolae Ceaușescu, mai țineți minte? 1965-1989. Prin mila lui Dumnezeu n-am prins perioada aia decât vreo 3 ani de zile, 86-89. Nu am niciun fel de amintire, că în primii ani din viață nu mai ai amintiri. Prin îndurarea Domnului am crescut într-o altă Românie și vin dintr-o altă Românie cumva decât mulți dintre dumneavoastră, dar ceea ce o să vă aduc aminte acum, voi ați trăit pe pielea voastră. Eu n-am trăit și n-am experimentat la mână chestia asta, dar dumneavoastră ați trăit pe propria noastră piele ce înseamnă sau ce a însemnat epoca de aur, epoca Nicolae Ceaușescu,
un nickname, o poreclă pe care aparatul de propagandă al Partidului Comunist l-a dat a acelor ani. Și trebuie să avem onestitatea istorică să recunoaștem că epoca de aur la români a început destul de interesant, neașteptat de bine, atunci când oamenii au manifestat și puterea politică de la București atunci a manifestat un fel de deschidere față de Occident la început, în anii 60. A fost singura țară comunistă care a avut relații diplomatice la nivel de ambasadă cu Germania de Vest, spre exemplu, cu RFG-ul. A fost singura țară comunistă care nu a rupt relațiile cu Israelul după războiul de 6 zile din 67. Și mai apoi în 68, când a venit primăvara de la Praga și sovieticii au trimis tancurile și au înnăbușit răscoala de la Praga din Cehia sau Cehoslovacia, ce era în vremea respectivă. A doua zi, pe 21 august, Ceaușescu a ieșit public la București cu un discurs antisovietic, criticând blocul fost sovietic, și România era singură cumva împotriva tuturor celorlalte țări comuniste și făcea o politică diferită. Asta a adus cumva un mare bonus din partea Occidentului pentru România lui Ceaușescu. Și dintr-o dată, el singur, numai el, a fost singurul lider comunist invitat pe plan extern să viziteze Parisul la invitația regelui George Pompidou. În România au venit președinți americani precum Richard Nixon sau Gerald Ford. Jimmy Carter l-a primit pe Ceaușescu la Washington. De asemenea, președintele francez Charles de Gaulle a venit și el la București. În 72 am fost primiți în IMF, Fondul Monetar Internațional, iar în 75 România a primit clauza națiunii celei mai favorizate, cele mai favorizate dintre dușmani, nu dintre prieteni. Astăzi suntem printre prietenii Americii, atunci eram printre dușmani. Renault a început să investească la Pitești, Citroen la Craiova, schimburile culturale începeau să meargă. Dar s-a întâmplat ceva, ceva care avea să schimbe absolut totul. În 1971, Ceaușescu a făcut o vizită de stat în Asia. Mai întâi în China, când era in full bloom, în floare, regiul lui Mao Zedong, și apoi în Coreea de Nord, acolo unde era în floare regimul lui Kim Il-sen. Și Ceaușescu era român. Cum suntem noi românii? Care e una dintre săturile noastre ale poporului român? Paradoxală. Când vine vorba de prostii, imediat copiem. Totul copiem. Gata, hai că merge, facem și noi. Când vine vorba de lucruri bune, ne umflăm ca și curcanul așa în pene. Da, mă învață pe mine alții, dar știm noi. Cele bune tare greu le importăm, dar cele rele imediat le importăm de la alții. Așa că și Ceaușescu a fost impresionat, nu de lucrurile bune pe care le-a văzut la Paris, la Washington sau la Londra când l-a primit regina Elisabeta, deși s-a făcut de rușine și regina fugea de el pe acolo prin grădină, numai să nu-l întâlnească. El a hotărât să importeze, să copieze lucrurile găsite tocmai în Asia, în China și în Coreea de Nord. Și a urmat un izolaționism înfiorător. A urmat perioada aceea îngrozitoare în care pâinea, zahărul și laptele au fost raționalizate. Până prin 1981 deja era o economisire a energiei foarte mare, așa că oamenii aveau doar 30 de litri de benzină pe lună, o temperatură maximă de 14 grade Celsius în cameră, iarna, undeva la 50-55 de grade, that's enough, o limitare a alimentării cu apă caldă și toate celelalte lucruri, minciuna a luat locul adevărului, adularea și curtul personalității a ajuns în stratosferă și oamenii erau chemați să iasă pe străzi și să cânte laude conducătorului mult iubit. Viața a devenit teribil de grea și mulți dumneavoastră știți mai bine despre ce vorbesc și uneori le mai povestiți și tinerilor și copiilor din adunarea noastră să știe și ei. Românii au avut două opțiuni pe vremea respectivă, ori să fugă din țară, ori să se refugieze în bancuri, că așa suntem noi miștocari de felul nostru. Atunci s-au născut glumele acelea, întrebare-răspuns, ca la evrei. Ce este securitatea, inima partidului care bate, bate, bate? Ce este iarna mai rece decât apa rece? Răspuns, apa caldă, că și ea era tot
rece. Situația a ajuns atât de dramatică încât până și feciorul unui demnitar comunist care a plecat în America la studii a trimis înapoi nu un text message, ci o telegramă care trebuia să fie scurtă, că plăteai fiecare cuvânt și a trimis 4 cuvinte. Trăiască Partidul Comunist, rămân! Ce este lung, negru și se hrănește cu cartofi, coada de oameni care stă la carne. Un american a vizitat România în vremea respectivă și a văzut că e aglomerație mare, cozi, la cele interminabile, la mâncare și a întrebat, dar ce sunt așa mulți oameni, ce se dă? Păi se dă carne, a răspuns un român. Și americanul a zis, bă, dar la noi în magazin nu-i nimeni. Vii, alegi carnea, vânzătorul ți-o cântărește, o plătești și ai plecat acasă. A, zice românul, voi sunteți înapoiați, așa era și la noi acum 50 de ani. În perioada interbelică, când România era una dintre marile forțe ale lumii. De altfel, cumva gluma mea preferată este din agricultură. Producția la hectar, dragi tovarăși, este puțin mai slabă decât cea de anul trecut, dar totuși este mult, mult mai bună decât cea de anul viitor. Cam asta a fost epoca de aur la români, epoca Nicolae Ceaușescu. De fapt, o epocă de gunoi. O epocă de mizerie, o epocă de îndobitocire, o epocă de prostire a populației, o epocă mizerabilă, deloc de aur. Dar epoca de aur de pe vremea lui Solomon și-a meritat numele. Epoca de aur de pe vremea lui Solomon și-a meritat titulatura, realmente a fost de aur, nu a fost cumva o poreclă dată de aparatul de propaganda lui Solomon că el nu a avut așa ceva. Epoca de aur la evrei a fost chiar pe bune, o epocă atât la propriu cât și la figurat, Golden Age, de aur. Și este descrisă în primele 11 capitole din Cartea Întâi Împărați. Acolo e descrisă viața și domnia lui Solomon. Sigur, Solomon a mai scris și alte cărți în Vechiul Testament, a scris proverbe, o mare parte din proverbe, a scris un psalm, psalmul 72, e scris de Solomon, a scris Cartea Eclesiastul și a scris Cartea Cântarea Cântărilor. Dar viața lui, cu detaliile istorice, ne este redată aici, în Cartea 1 Împărați. Și a citi Cartea 1 Împărați și 2 Împărați, Samuel și Cronici și toate celelalte cărți, nu este un lucru cel mai simplu, foarte, foarte simplu. Pentru că e vorba de o istorie de 400 de ani, care este distilată de autor în 50.000 de cuvinte, în limba originală. Noi o citim și pare că este complicată, dar să știți că autorul ne-a făcut un favor să distileze 400 de ani în doar 50.000 de cuvinte, 1 și 2 împărați, care au fost la început o singură carte în limba ebraică. Așa întâlnim că foarte multe figuri importante, 3 regi care domnesc peste United Kingdom, Regatul Unit, nu al Marii Britanii, Regatul Unit al Israelului. După ăștia 3, Saul, David și Solomon urmează mai apoi numai puțin de 39 de împărați. 19 în Regatul de Nord, în Israel, și 20 în Regatul de Sud, în Iuda. Mulți împărați au nume foarte bizare. Așa e că ne plictisim când citim cărțile astea. Nu știm să pronunțăm cuvintele. Nu facem legătura care împărat e care. În cărțile acestea apar 2 Ieroboami, 1 Roboam, iarăși 2 Iorami, unul Regatul de Nord și celălalt de Sud. Deja e confuz în mintea noastră. Cine, unde îi? Îmi amintesc de o fază foarte funny. Eram în liceu și am mers într-o misiune duminica, just a second please, am mers într-o misiune duminica cu alți 2 tineri din biserica în care am crescut. Toți 3 purtam numele Ciprian. Nu sunt mulți români pe care îi cheamă Ciprian, dar la noi 3 eram în biserică pe care îi chema Ciprian și eram tot din 2 în 2 ani născuți. Cel mai mare dintre ei era deja păstor la Sântana, undeva în județul Arad. Mai era unul student în Timișoara la calculatoare sau ceva de genul acesta și eram eu spre finalul liceului. Și fratele Ciprian, ăla mai mare, păstor deja la Sântana, ne-a chemat și pe noi să mergem în slujire cu el, ne-am usuit pe tren și ne-am dus la biserică, la Sântana și am slujit fiecare. Am stat toți 3 la amvon. A fost haos în biserică.
că nu mai știai care Ciprian e, care spune. Când striga unul, frate Ciprian, toți trei ne întorceam. Era, deja era cumva confuzie pe frați. Cine, care e? Care Ciprian? De unde? E complicat când ai mai mulți oameni cu același nume. Așa e și în cărțile astea uneori. Este un Iotam, sunt doi de Ahazia, un Ahaz și un Ioahaz, un Pekahia și un Pekah, un Ioachim și un Ioachin. Feeling dizzy already? Too much history we say. Da, prea multă istorie. Totuși, așa cum am zis, să știți că este o realizare fantastică a autorului Scripturii să ia 400 de ani. Cât e America? Acum 400 de ani au venit pe Mayflower, în toamnă o să fie 400 de ani de la primul Thanksgiving din America, 1620-1621. Ar fi o provocare pentru orice istoric american să scrie istoria Americii de 400 de ani în doar 50.000 de cuvinte, cu destul de multă claritate. Ce avem noi aici e perioada dintre 971 și 561 înainte de Domnul Iisus Hristos. Și cărțile acestea am putea să le numim, dacă mergem acum la următorul slide, o istorie teologică. So, as you read these lines, these narratives in the Old Testament, I want you to be aware that 1 Kings is a masterpiece of historical, of theological history. Sometimes I'm always wrong because I say historical theology, that's a different thing. Historical theology, that's theology throughout the centuries, the history of ideas, but theological history is history narrated with the purpose of teaching us theology. Cartea aceasta, împreună cu alte cărți din Noul Testament, este o istorie teologică, adică o istorie care ne este dată ca să ne învețe teologie, să ne învețe despre caracterul lui Dumnezeu și despre caracterul oamenilor. Toate lucrurile astea nu ne sunt date aici, dragii mei, ca să ne facă mintea mai mare, capul pătrat și să dăm teste, că nu suntem la școală și oricum nu dăm teste. Chiar dacă nouă ni se par anumite detalii irelevante, plictisitoare, vreau să știți că toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și este de folos. Toată, chiar și astfel de pasaje care nouă ni se par ciudate. Îmi aduc aminte când încep orice carte sau studiu nou de cuvintele lui J.C. Ryle. In order to be a complete Christian, you need the complete Scripture. You need the full Scripture. You need the whole Scripture to be a whole Christian. Ai nevoie de Scriptura completă ca să fii un creștin complet. Ca să fii un creștin complet. Ne plac sportivii care sunt compleți. Fotbaliștii care pot să șuteze cu ambele picioare, nu numai cu un picior, că atunci au avantaj, sau să dea și cu capul. Să fii un sportiv complet e mare lucru. La fel, să fii un creștin complet, desăvârșit și cu totul destoinic, ai nevoie de Scriptura completă, chiar și de detaliile astea care nouă ni se par uneori mai ciudate, mai bizare. Și când citești aceste detalii, aceste istorii, trebuie să te întrebi de ce a vrut autorul să le pună aici? Ce a vrut el să mă învețe? Asta este o istorie care vrea să ne învețe teologie. De-aia o numim o istorie teologică. Lucruri și adevărul despre Dumnezeu, despre caracterul lui și mai ales despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Doar câteva învățături pe scurt am extras eu uitându-mă ca un overview la cartea aceasta. Vedem în cartea aceasta că Yahweh, Dumnezeu, este singurul Dumnezeu adevărat care controlează istoria. Just a few teachings as an overview for this book. Yahweh is the only one true God. He controls history and no one else. Kings come and go, but Yahweh remains the same and he's always on his throne. Oare de ce ni se dau atâtea detalii și atâția regi, atâția împărați? Unul vine, altul pleacă. Vine, moare, vine, moare. De ce atâtea detalii? De ce se tot repete lucrurile astea? Autorul vrea ca să înțelegem încă o dată acest adevăr teologic. Regii omenești vin și pleacă, Dumnezeu rămâne același. Nu e relevant asta, mai ales pentru anul care ne stă înainte, când, poate, nu știu, vedem, se schimbă președintele în America sau în alte locuri. Nu vă stresați, nu plângeți, nu vă disperați. Ei vin și pleacă, vin și pleacă. Cum vine, așa și pleacă. Dumnezeu rămâne același, Dumnezeu rămâne pe tron.
De-aia avem așa mulți împărați care vin și pleacă de pe scaunul de domnie, ca să fie un contrast făcut între ei și Domnul. Din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu, tu ești împărat. Dumnezeu însă e un Dumnezeu al promisiunilor și al planurilor sfinte. Notice that Yahweh is a promise giver. Starting with the book of Genesis, Genesis 3:15, the seed of the woman that will crush the serpent's head and all the other promises, he is a promise giver and a promise keeper. Îl vedem pe Dumnezeu ca fiind unul care dă promisiuni și își împlinește planurile. Alege familia lui Avram, alege mai apoi seminția lui Iuda. Moise zice, Dumnezeu va ridica un proroc ca și mine, de el să ascultați. Și toată narațiunea asta, toată istoria asta se zidește pe cartea Geneza. Când Dumnezeu anunță o veste bună, o rezolvare a păcatului, vine sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Și tu trebuie să citești, și eu trebuie să citesc Biblia, nu în mod mecanic și ritualist, ci frecându-mi mâinile de bucurie și uitându-mă să văd care e sămânța femeii, care este liderul care va veni și care ne va aduce nouă mântuirea. Și vezi extrem de mulți lideri care sunt slabi și care au foarte, foarte multe slăbiciuni. Și de ce li se spun toate slăbiciunile astea? Ca să-i facă de rușine Duhul Sfânt? Nu, nu neapărat. Ci ca să ne arate că Yahweh is the perfect leader. Că Dumnezeu este liderul perfect. Că oamenii și liderii, indiferent cât de buni ar fi, toți au scădințe și slăbiciuni și falimente. David, Solomon, Ezechia, Iosia, sunt titani mari aici în Vechiul Testament, dar la toți apar păcate, falimente, slăbiciuni. Și Biblia nu este o carte politically correct. Noi trăim în lumea asta a corectitudinii politice, în care totul este pictat în culori vii și frumoase, political correctness care, să știți, că până și în biserici vine, și în ziua de astăzi ferească Tatăl Ceresc să spui lucrurilor pe nume, că ți-ai dat foc la valiză. Totul trebuie să fie frumos așa. Dar Biblia nu este o carte politically correct. Spune până și păcatele oamenilor. Înfiorătoare de dreptul. De ce? Ca să creeze un contrast între liderii omenești faliți și liderul perfect, care avea să vină Domnul Iisus Hristos. Și toată Scriptura, așa trebuie să o citim, din Vechiul Testament până în Noul Testament, ești dezamăgit și de liderul ăsta și de ăsta și de ăsta, dar vine Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dar vedem în cărțile acestea că oamenii îl trădează pe Yahweh de multe ori, pe Dumnezeu, pe Domnul lor, și Domnul îi și pedepsește, dar le dă și har. Yahweh demands exclusive worship because he is the perfect leader and the one true God. Yet they commit high treason so many times according to the old covenant. Yet he remains both just and gracious towards his people. Domnul pedepsește păcatul, dar le dă și har. Și este această îngemânare, această împletire a pedepsei lui Dumnezeu și a harului pe care El îl extinde. Pentru că până și păcatele și falimentele oamenilor sunt folosite de Dumnezeu înspre a-și împlini planurile Lui. Și nu pot să anuleze nici ele, chiar falimentele oamenilor, nici ele nu pot anula planurile lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu. Domnul își arată dragostea și îndurarea față de poporul lui în multe feluri, dar le și pedepsește păcatul. M-am uitat la viața lui Solomon și am gândit să vedem în dimineața asta doar începutul vieții lui. Doar începutul vieții lui. Pentru că de săptămâna viitoare, începând, o să ne uităm la cele 11 capitole din cartea 1 Împărați și o să vedem toate detaliile. Dar în dimineața asta aș vrea să ne rămânem la nașterea lui și să vedem ce a caracterizat viața lui Solomon de la un capăt la altul. Mi-am pus și eu întrebarea și vi-aș pune și dumneavoastră. Dacă te-ar întreba cineva, ți s-ar da un test, un survey. What is the thing that best characterizes Solomon's life? Care este lucrul, one thing, un singur lucru, care caracterizează cel mai bine viața lui Solomon de la un capăt la altul? Ce ai răspunde? Știți ce am răspuns eu prima oară, dar mi-am dat seama că am răspuns greșit. Înțelepciunea. Asta e primul impuls, primul imbold pe care îl avem, să spunem înțelepciunea. Nu este el
Cel mai înțelept om din toate timpurile? Ba da. Numai că nu înțelepciunea caracterizează viața lui Solomon de la un capăt la altul. A fost o vreme când el nu era încă cel mai înțelept om din lume. A fost copil, a fost baby, a fost adolescent, a fost om mare, a ajuns și împărat și încă nu avea înțelepciunea. O să vedem când o primește, puțin mai încolo, câteva capitole mai încolo. Plus că, de-a lungul vieții, a făcut și o grămadă de lucruri neînțelepte, prostii, păcate. Așa că, deși el a fost și este încă cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ, evident, cu excepția Domnului Iisus Hristos, nu înțelepciunea caracterizează viața lui din prima și până în ultima secundă. Știți ce caracterizează viața lui din prima secundă și până în ultima secundă? Harul lui Dumnezeu. The grace of God, this is what I want to submit to you. The grace of God is the one thing that characterizes his life from his very first second of existence to the very last, until he died. Împărăția lui a fost caracterizată de aur. Argintul era ca pietrele. Dar viața lui a fost caracterizată de harul lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem câteva aspecte în care se vede lucrul acesta. Mai întâi observați că nașterea lui este o dovadă de har din partea lui Dumnezeu. Now it's with me that his birth was a proof of divine grace. Am citit un text care este absolut înspăimântător și care zice, n-are nicio legătură cu masa Domnului, n-are nicio legătură, parcă nici ți jenă să-l citești în public, dar e Biblie, trebuie să-l citești în public, trebuie să-l predici, e parte din toată Scriptura care este însuflată de Duhul lui Dumnezeu. Viața lui Solomon e imbibată de Harul lui Dumnezeu încă de la naștere. De ce? Când se naște Solomon? Solomon se naște în perioada cea mai rea spiritual din viața lui David. Solomon is born during the darkest spiritual time in the life of David and Bathsheba, his mother, of course. Nu e perioada mai rea în viața lui David, de cădere mai mare, de rușine mai mare, de probleme mai mari, de păcate mai mari decât episodul cu Bathsheba. Când nu se duce la război, în anul următor, pe vremea când împărații porneau la război, ce înseamnă lucrul acesta? Că se luptau la ore fixe, îi apucă la ore fixe? Cum? Nu. Iarna, în antichitate, războiul se oprea. Că iarna e zăpadă, e nămol, se împotmolesc caii și copitele și carele și soldații. Iarna totul se oprea. Dar după ce vine primăvara, porneau împărații iară la război. Așa era în antichitate. David nu mai merge la război, se ocupă de prostii. Stă în palatul lui, în casa lui extraordinară, pe acoperișul casei împărătești, el locuiește în skyscraper, el locuiește într-un zgârie nor și vede tot ce se întâmplă în jur. Și vine ispita în viața lui. Ispita nu-i păcat. Cedarea la ispită este păcat. Temptation in itself is not a sin, giving in is a sin. Începe să hrănească ispita, începe să se uite tot mai mult, că el îi vede pe toți oamenii ce fac. Că fac shower, că fac baie, că se duc la job. Dacă ești la etajul 30 sau în ce zgârie nor o fi avut el, îi vede pe toți. Nu doar că hrănește ispita la nivelul imaginației lui, dar dă poruncă soldaților să-i favorizeze păcatul. Și după ce se consumă tot acel episod păcătos din viața lui, David nu se oprește. Vrea să scape de soțul lui Bathsheba. Nu se mulțumește doar să trăiască în preacurvie, ci devine și criminal, în sensul românesc de murderer. E perioada cea mai urâtă și cea mai întunecată din viața lui David, când este și preacurvar și criminal. Totul în compromis și în bună înțelegere cu slujitorii lui, nimeni n-are curajul să-l mustre, și ei sunt vinovați, că și soldații ca pe care i-o trimis după Bathsheba știau legea lui Dumnezeu, dar așa suntem noi oamenii, ne este teamă mai mult de alți oameni decât ne este teamă de Dumnezeu. Noi zicem noi că noi de Domnul ne temem și da, numai de El, nu e adevărat. Pe rușinea noastră ne temem mai mult de alți oameni decât ne temem de Dumnezeu. De ce o să zică alții?
Și Dumnezeu ne va atrage la socoteală pe fiecare pentru treaba asta, la vremea Lui. Și soldații erau la fel de păcătoși, că știau legea lui Dumnezeu și David era el rege, dar nu era Domnul Iisus. Nu era Dumnezeu adevărat și puteau în situația aia să nu-L asculte fără să păcătuiască, da? Și Batseba de asemenea este complice și e o situație urâtă la curtea lui Israel, perioada cea mai întunecată. Dar Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Trimite pe prorocul Natan, îi spune judecata și da, e adevărat, David se pocăiește. David se pocăiește și cere iertare, postește, însă Dumnezeu îl pedepsește. Așa zice Biblia, că Dumnezeu ne pedepsește ca să nu ne pedepsească odată cu lumea. Fratele Nelu sublinea vinerea aceasta că păcatul în viața copiilor lui Dumnezeu este un accident, nu este o regulă. Aș mai menționa că sunt diferite accidente, unele sunt ușoare, altele sunt urâte de tot. Una este să-ți lovești bumperul, ți-ai lovit aleronul, nici nu mai mergi la service, că lasă că e ok, că nimeni nu se vede. Și alta este să faci mașina praf. David are un accident urât de tot. David nu e el criminal, că n-a făcut el în fiecare capitol așa fapte. Este un accident, right? E un accident, nu e o regulă, că dacă ar fi o regulă, n-ar fi fost mântuit. E un accident, dar e un accident urât de tot. Și Dumnezeu îl pedepsește, iartă păcatul, nici măcar nu-l omoară. E har, împreună cu judecata vine harul lui Dumnezeu, nici măcar nu-l omoară, zice, îți iartă păcatul, nu vei muri. Că ce trebuia să se întâmple cu femeia și bărbatul prinși în prea? Ce trebuia să se întâmple conform legii? Ustiși cu pietre, doesn't matter că e rege, nu contează cine ești înaintea lui Dumnezeu. Noi credem că, no, bine, păi normal că nu l-au omorât, că doar a fost David împărat. La Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. E har, îți iartă păcatul, nu vei muri, nici măcar moartea fizică, uneori Dumnezeu prin moarte fizică pedepsește pe oameni pentru păcatele lor. Din pricina asta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm, adică șlafând de la lung. Nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Textul acesta unde apare Solomon pentru prima oară începe cu un copil care moare și cu un copil care se naște. Se termină cu un copil care se naște. Notice the grace of God and the judgment of God. In this paragraph where Solomon appears for the first time in history, this paragraph starts with a kid, with a toddler that dies because of, as a sign of divine justice, and ends with a baby that is born as a sign of God's love. Textul începe cu un copil care moare, se termină cu un copil care se naște. Dumnezeu în îndurarea Lui pe copiii care nu ajung la o vârstă la care să păcătuiască, așa cum păcătuim noi toți ceilalți, îi ia în ceruri toți cei care mor. Nu pentru că ar fi pocăiți, să ne înțelegem. Nu pentru că ar fi ei sfinți, că în păcat m-a zămislit mama mea și ei zămisliți în păcat. Dar Dumnezeu în îndurarea și în harul lui așa a hotărât să-i prindă în planul de mântuire și David spune, a murit, pot eu să-l mai întorc în viață? Eu mă voi duce la el. Unde? Că nu-i, David nu-i în iad. Dar el nu se va întoarce la mine. Și apoi se arată harul lui Dumnezeu. Ce citim noi în versetele 24 și 25 e o dovadă de har fantastic. De ce? Conform Vechiului Testament, doi oameni care au trăit în preacurvie ar fi fost osândiți să nu mai aibă copii niciodată. Vor muri fără copii. Așa se repete expresia asta în Deuteronom. Și totuși, după ce David trăiește în cel mai urât episod din viața lui, apare un copil pe numele lui Solomon. Și din prima lui secundă de viață, el este o dovadă vie a harului lui Dumnezeu. Încă nu-i cel mai înțelept om din lume, dar este o dovadă vie a harului lui Dumnezeu.
apoi primește nume. Notice with me not just his birth, but also his names talked about the grace of God. His names means peace and loved, loved by Yahweh. El are două nume. Nu era un nume de familie pe vremea respectivă, eventual Bar David, fiul lui David. El primește două nume, Solomon, Yedidia. Astea sunt numele lui. Un nume îl primește de la maică sa, ea, Bathsheba, care și ea era vrednică de moarte, dar primește har de la Domnul să mai aibă un copil. Și by the way, mai are Solomon și Bathsheba, mai au apoi încă patru copii, citim în alte locuri din cărțile istorice. Ea naște un fiu pe care l-a numit Solomon. E un derivat al cuvântului Shalom. Solomon means peaceful. E imaginea păcii. Oare nu despre asta e Evanghelia și harul lui Dumnezeu? Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și deși n-ar fi meritat el niciodată, nici numele ăsta, toată lumea s-ar fi uitat la Solomon și ar fi zis, vai săracul de el, ce părinți nenorociți, din ce familie se trage și ăsta. Nu știm noi, bă, n-am știut noi ce s-a întâmplat în familia lui când s-a născut el. Fariseii vremii și legaliștii vremii așa ar fi spus. El a primit har și a primit nume extraordinare, pace. Ce spunea judecata lui Dumnezeu față de viața de casa lui David? Acum, niciodată sabia nu se va depărta din casa ta. Și totuși Solomon primește numele pace. Yedidia, iubitul Domnului, al doilea nume, îl primește de la prorocul Natan. Iubitul Domnului, pentru Domnul. Ca un semn al faptului că Dumnezeu l-a iubit într-un mod special. O, da, o să citim în 1 Împărați, capitolul 3, următorul lucru. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său. De ce iubea Solomon pe Domnul? De ce iubim noi pe Domnul? Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Solomon a fost iubit de Domnul înainte ca să ceară el înțelepciune, înainte ca să construiască templul, înainte ca să facă orice altceva, ăsta e harul, că nu-i pe bază de merite. Înainte să facă el nici bine, nici rău, nici să spună nimic absolut, când n-avea niciun cazier și niciun record pe pământ, Dumnezeu l-a iubit. Când era doar zămislit în păcat cu fire pământească, atât. Așa zice Biblia, asta e harul. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos ne-a iubit și a murit pentru noi. Solomon iubea pe Domnul pentru că Domnul l-a iubit mai întâi, cum și noi iubim pe Domnul, because he loved us first, pentru că el ne-a iubit mai întâi. Apoi, notice with me also, his throne was of grace. Tronul pe care l-a primit prin har, dragii mei, nu prin fapte și nu prin merite. Cine ar fi trebuit să moștenească tronul lui David? Întrebare de baraj. Lui David i s-au născut fii la Hebron. Întâiul lui născut a fost Amnon. Cine moștenește tronul? Firstborn, primul. Asta e regea pe pământ, nu asta e cel mai frumos lucru. Pârga puterii lui, primul. Lui David i s-au născut fii, întâi a fost Amnon, al doilea Chileab, nici nu-i știm pe ăștia așa de bine, al treilea Absalom, al patrulea Adonia, al șaselea Itream. Și apoi vin alții, Solomon e la coadă. În mod normal, primul moștenește tronul. Dar Dumnezeu îi dă har și dă tronul prin har, nu prin fapte. El a fost acolo pe tron pentru că Dumnezeu l-a ales, nu pentru că a meritat el. Dar și cu taică s-a fost la fel. A fost David primul născut? Nu, a fost ultimul, al șaptelea. Din nou imaginea harului lui Dumnezeu. His wisdom was also of grace, it was received, not acquired. Înțelepciunea lui, de asemenea, observăm că a fost tot prin har. A fost primită, ăsta e harul, să primești ceva. A cerut-o și a primit-o. Mulți au înțelepciune, dar au înțelepciune pentru că se duc ei la școală, plătesc tuition, zeci de mii de dolari, sute de mii de dolari, lucrează pe brânci, trudesc, cum zicem noi românii, și rod coatele pe băncile facultăților și a tuturor degree-urilor pe care ei le caută să le obțină și
prin multă muncă își dobândesc. Există o diferență între an earned degree and an honorary degree, ceva câștigat sau o diplomă care este onorifică. Solomon primește înțelepciunea de la Dumnezeu. Nu o câștigă. Nu merge la Harvard, nu merge la Oxford, nu merge la Cambridge. O primește de la Dumnezeu. Ce este asta? Harul lui. Aș mai adăuga un lucru în care se vede faptul că, doar așa ca și overview, în care se vede faptul că viața lui e caracterizată de har de la început și până la sfârșit. Sfârșitul lui, his end was imbued with divine grace. Sfârșitul vieții lui e din nou îmbibat de harul lui Dumnezeu. Again, când am citit viața lui, dacă mă opresc doar la 1 Împărați 11, am senzația că Solomon a sfârșit prost. Dar Solomon n-a sfârșit rău. Solomon n-a sfârșit rău. Da, la finalul vieții, și o să studiem căderea lui, un moment de o tragedie înspăimântătoare. Solomon a căzut, s-a bușit și el, again, un accident extraordinar de urât pe care l-a avut în viață, a cedat în fața lumii, dar n-a cedat pentru totdeauna. Biblia ne spune asta. Da, a făcut multe prostii, idolatrie și toate celelalte lucruri, dar n-a cedat pentru totdeauna. Noi avem o carte scrisă de el, care e cartea pocăinței lui. Nu se oprește Biblia la 1 Samuel 11. Avem cartea Eclesiastul. O carte în care le ia pe toate lucrurile, ia toate lucrurile pe care el le-a trăit și le-a experimentat și spune, toate sunt deșertăciune. Nu faceți ca mine. M-am pocăit. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Asta este finalul. Nu spune, a, închină-te și tu la idolatrie, cum am făcut și eu când am fost bătrân. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Solomon își încheie bine viața. Pentru că era al Domnului. Și zice Biblia că cel neprihănit se mai întâmplă să cadă, dar și dacă cade de 7 ori, se ridică. Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. O, au fost accidente și unele accidente urâte în care a fost biruit de lume, dar nu pentru totdeauna. Domnul Iisus Hristos vorbește în Noul Testament și El despre Solomon. Țineți minte? Vorbește despre Solomon. Îi spune el, împărăteasa din Seba a venit de la capătul pământului să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Solomon e mort astăzi, dragii mei, dar Domnul Iisus Hristos este viu. Și El care e mai mare decât Solomon este aici cu noi. Aici prezent în mod simbolic și spiritual la masa Domnului. Aici prezent prin Duhul Său cel Sfânt și prin Cuvântul Său. El este cu noi. Și asta am sărbătorit la Crăciun, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Unul care este mai mare decât Solomon. Când studiezi viața lui Solomon, ca și viața celorlalți, oameni mari din Vechiul Testament și toate celelalte istorii din Vechiul Testament, pe de o parte, vom studia și vom învăța multe lecții. Ce să faci și ce să nu faci. Dar dacă ne oprim doar atât, nu suntem cu nimic mai bun decât evrei ortodoxi sau budiștii sau alții, pentru că numai crucea lui Hristos este cea care mântuiește. De aceea, pe toți cei care studiem în Vechiul Testament, trebuie să-i punem în asemănare și în contrast cu Domnul Iisus Hristos. El, Domnul Iisus, ne dă cheia hermeneutică cum să interpretăm Vechiul Testament. După mintea noastră, după mintea lui, nu după mintea noastră interpretăm Vechiul Testament. Întotdeauna în asemănare și în contrast cu Domnul Iisus. Pe de o parte, e important să vedem lecțiile, ce se face și ce se nu face. Vă spun că sunt de o profunzime de nu-i adevărat. Dar pe de altă parte, și pe el și pe toți ceilalți, ca să nu fim doar moraliști, ca să nu fim doar ritualiști, trebuie să ne ducem să împlinim ce spune Domnul Iisus. Să-L punem în contrast și în asemănare cu El. Pentru că El, nu Solomon, este înțelepciunea noastră. Solomon este cel mai înțelept din lume, cu excepția lui, dar ce spune Pavel în Corinteni? El a fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, răscumpărare, toate celelalte lucruri. El este înțelepciunea noastră. El este neprihănirea noastră, El este mântuirea noastră, El este harul pe care Dumnezeu ni l-a adus. El este aducătorul harului. Harul era anticipat încă din Vechiul Testament.
Viața lui Solomon, dragii mei, a fost și ea mântuită de același har prin care este mântuit și viața noastră. E mântuită și viața noastră. Și toți ceilalți din Vechiul Testament, care au falimentat în atâtea locuri, care au avut atâtea păcate, au avut și ei acoperite păcatele prin aceeași jertfă a Domnului nostru Iisus Hristos care avea să vină. Viața lui Solomon a fost îmbibată de Harul Divin și Ioan spune în 1 Ioan capitolul 14, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Plin de har. El ne-a dus harul. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Domnul nostru Iisus Hristos. Când te uiți la viețile acestor oameni, îți dai seama de ce spune Apostolul Pavel în Romani. Că acolo unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Acum noi știm că mintea neregenerată, șmecheră, ea zice, aha, harul se înmulțește ca și scuză pentru păcat. Dar nu, harul se înmulțește ca și soluție pentru păcat. Nu ca și scuză pentru păcat. Harul se înmulțește ca și soluție pentru păcat, nu ca și scuză pentru păcat. Pentru că harul trebuie să fie mai mare ca păcatul să-l biruiască, să-l ia, să-l ispășească, să-l arunce în marea uitării și să ne dea neprihănirea Domnului Iisus Hristos. De aceea, studiind acest pasaj, care începe cu un copil ce moare și se termină cu un copil care se naște, prin har, și care nu trebuia să se nască conform legii, care nu trebuia să se nască conform justiției, dar se naște conform harului lui Dumnezeu. Acest capitol poate fi intitulat Grace that is greater than all our sin. Așa spune imnul american vechi. Harul care e mai mare decât păcatul nostru. La împărțirea pâinii vom cânta cu toată biserica această cântare. E tradusă și în românește. Harul ce curge prin Golgota, dar aș vrea să o cântăm în original. Pentru că în original mesajul este atât de profund, harul care e mai mare decât păcatele noastre. Grace that is greater than all our sin. La împărțirea pâinii va fi asta. Dar acum când stăm la masa Domnului, aș vrea să stăm cu acest duh de mulțumire pentru harul lui Dumnezeu. Harul care a fost în viața lui Solomon, care a venit într-o familie distrusă de păcat, cu atâtea cicatrici, cu atâtea mizerii. Cum e viața ta și viața mea acum înaintea lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a avut har pentru ei atunci, cred că are har și pentru noi astăzi. Nu te uita la păcatele tale, uită-te la Domnul Iisus Hristos, la harul lui. Pocăiește-te de păcatele tale și încrede-te în El, cere har și îndurare. Și nu uita că acest har care ne aduce această îndurare ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumei și să trăim o viață cu evlavie, cu bucurie, cu dedicare pe calea lui Dumnezeu. Cu această bucurie și anticipație a harului vă invit să ne ridicăm, îi invit și pe frați care slujesc la masa Domnului să vină în față și să ne apropiem de masa lui.